descriei tu undeva de soțul tău că și-a pierdut doi frați recent, anul trecut sau ceva de genul ăsta, adică s-au adunat, parcă s-au adunat așa o grămadă de... Da, deci sunt și niște chestii care nu aș fi vrut să zic și acum, dar în mai sau în sfârșitul aprilie, pentru că nici el nu a aflat imediat după ce a murit fratele său. Da. La început mai el a aflat că a murit și el pur și simplu a rămas singur. Deci nu mai are tată, mamă, că ea a murit mai devreme. A murit și fratele său și în septembrie, cred, a murit fratele său mai mare. Dar, cum se zice, nu fratele mamei ei, dar fratele... Fratele vitre. Da, exact. Ok. Și el a fost foarte afectat pe acest plan. Am fost și la el în țară. În Kirghizistan. El este din Kirghizistan, nu? Da, da. Și era greu și pentru el, dar și noi, sincer să fiu, trecem de perioada foarte grea de relații și cam acum, inclusiv la război, s-a pus toate lucrurile la punct și foarte probabil că și ne despărțim și noi.